Ok, fraților, bine am găsit la un episod din seria mea de lumea lui Denis, episodul 12 de pe canal. Vă mulțumesc foarte mult pentru like-urile, frate, și pentru vizionările de la videoclipuri cu Minecraft. Deși n-am mai avut așa de foarte mult timp vizionări, asta înseamnă că vă place seria foarte mult. După cum vedeți, frate, am cam evoluat aici. A dat Max în mine și ce-a cer scuze. Astăzi să punem cei doi abonați. Primul abonat pe listă este This Andrew, un abonat mai vechi de pe live-uri, nu mai țin minte nimic despre el. Și doamnelor și domnilor, Mortis, boss Mortis, dacă te uiți la acest videoclip, frate, tu ești moderatorul. El e moderatorul de pe live-uri, primul mi se pare moderator de pe live-uri, dacă nu mi se pare că este Vasi, adică VTMax. După cum vedeți aici, am făcut designul la enchantment table, că v-am zis eu că vreau să-l fac. Cam acesta era, nu era așa de greu, dar nu știu de ce m-a luat atât de mult să-l fac. Am pus și sticlă sus, gri acolo, dacă ați văzut și voi frumos aici. Bă, uite, hai să punem de aici, pentru că și așa armura asta mi se duce și mai am eu una nouă. Că mi-a buit odată un creeper în casă, în episodul 9, parcă, sau 10, când închisese filmarea, mi-a buit un creeper în casă, boss, și mi-a distrus pe acolo, au venit silverfish, de aia, nu știu ce, și, na, chiar dacă nu este încentată, boss, o să punem așa și, da, o să vedem noi ce o să facem. A venit și Max asta să ne ajute aici, foarte frumos, pentru că am un plan să fac chestia care am zis eu pe primele episoade, să facem o mină mare de 12 blocuri, lungime și lățime. Deci lungime și lățime a 12 blocuri și înălțime, adică cum zice, adică o să fie ceva, o să fie o grămadă până pe la bedrock. Deci dacă asta o să-mi pune un cap, să facem chestia până la bedrock. Max mereu cu o trobăie pe aici prin chesturi, dar m-a obișnuit cu el și nu o să, nu cred că îmi face el nimic, o să-mi iau emeraldele și asta înapoi. Nu de alta, nu că mi le fură sau ceva, dar o să mi le iau eu înapoi. Foarte frumos, astăzi o să vreau să mai facem ceva. O să mai continui un pic din drum de pe aici. După cum vedeți, băieți, am făcut aici asta de villageri. Am schimbat un pic pentru că dacă mai țineți minte, când am pus ușile, am pus blocuri de lemn. E bine, acum am pus fence, blocuri de fence, pentru că m-am gândit, bă, când sunt aia mici, puiuți, cum zice, villageri mai mici, cum zice, bă, uite-l pe ăsta, s-a băguit aici. Când o să fie villageri de aia mai mici, o să poată sări peste blocurile de lemn și nu o să se întâmple nimic. Hai să punem și aici, pentru că am rezolvat bug-ul ăla acolo. Am vrut să mai luăm un invitat astăzi pe serie, adică pe Vasi, numai că nu știu ce i s-a întâmplat de nu-i merge. O să rezolv eu, poate o să văd eu ce o să mai, dacă o să-l mai ajut. Adică o să-l ajut normal, dar cu ce o să-l mai ajut, pentru că nu știu exact cu ce să-l ajut. Prima oară când i-am făcut a fost acum vreo 2-3 zile și a mers. Deci am făcut până la urmă. Că a fost doar o simplă chestie, trebuia să-și, nu știu ce, să-și instaleze, să-și bage nu știu ce cont, să intre pe Minecraft, să se conecteze pe contul ăla așa și să joace cu mine. Și pur și simplu nu-i merge și, na, o să văd eu astăzi cum să-l ajut. Bă, am stat ceva astăzi în Minecraft, sincer. Am stat undeva la, bă, m-am trezit pe la 11, cred. Și pe la 11:30 cred că am intrat să mă joc și de la 11:30 pe la vreo 12:30. Nu, de fapt, stai băieți că greșesc. De pe la vreo 2:30 cam așa am început să joc Minecraft pentru videoclip, pentru că am mai jucat cu vreo 2 ore înainte să fac ce este de făcut off-camera. Știți că v-am zis eu că o să fac niște chestii off-camera și am făcut atunci. Opa, vine găina după mine, cred. Dă-te de aici că te omor. Așa, băieți, și am de vreo 4 ore joc așa pentru videoclipul meu. Max o să mă ajute astăzi foarte mult. Bă, e bine măcar că am ăsta în inventar aici făcut, că dacă nu l-aveam în inventar, era jale și mă enervam foarte tare. Max ia din ferma asta. Ok. Ok, băieți, mi-am făcut și eu niște lopeți așa frumos. O să facem o mică parte din drum, adică o să mai fie ceva până o să facem tot drumul. Așteptați un pic. Mi-a zis Max că pot, mă l-am întrebat cum pot să înmulțesc pe ăștia, pe săteni. Și mi-a zis că trebuie să arunc, dar nu știu, nu se întâmplă nimic.
Nu știu ce zice Max, văd că este XP din ei. Uite, ăsta l-a luat, dar la mine de ce nu este XP? Uite, ăsta are și enchant, cum îi zice, bip. Ceva poțiune, bă, ce-a făcut mă Max? Ce fac eu greșit? Bă, îi plac morcovii lui Max sau scartofi? Cartofi cred că îi dă Max, nu știu, el mi-a zis, Max mi-a zis că pot orice, ori cartofi, ori... ori cartofi, ori morcovi. Bă, a plouat în continuu, bă, puteți să-l întrebați pe Max, bă, cât a plouat aici? A plouat o grămadă. Era, se făcea zi ploua, se făcea zi ploua, se făcea zi ploua. O să facem, o să continuăm așa un pic din drum, mai încolo un pic, o să, cred că o să lăsăm un pic pe Max după aia să-și facă el treaba la mine acolo, o să lăsăm un pic. Adică o să, nu o să las numai pe el să facă treaba, stați liniștiți. Doar pentru videoclip așa un pic să, să fac ce am de făcut, v-am zis, pentru că tura trecută v-am zis că vreau să-mi fac ceva fântână. Stâlp de iluminat și da, o să facem stâlp de iluminat în acest episod. Fântâna poate o să facem mai încolo pentru că este cel mai important lucru, cred că, pe care l-aș putea face. Fântâna aia, adică, na, e cam cel mai important. O să, știți că e apa aia cu nisip acolo lângă ferma de sugar. O să o dăm de acolo pentru că v-am zis că nu-mi place. Am zis în episodele trecute că vreau să o dau. Și o să o dau de acolo. S-a blocat villagerul. Ah, era un villager mic, bă, mi-aduc aminte. Era villager mic, a fugit de acolo pentru că am pus eu blocuri de lemn. Și, bă, pur și simplu deodată îl văd pe aici pe afară și s-a blocat acolo, între apele alea, că știți că sunt apele alea care curg în jos către hopper. Și hopperul ăla le aruncă în chest. Ei, și el nu mai putea să iasă de acolo, că era ăla ce îl împingea. Frumos. Și cred că cam atât, că e deja cam mult aici, sincer. Trebuie să lipesc asta cu fermă de... Așa. Și nu știu, bă, mă mai gândeam să fac... cred că în episodul viitor o să știu exact ce să fac. O să facem, cred că, puntea, cum zice, pontonul, ca să mergem la... Să pescuim, știți, locul ăla de pescuit. O să vedem, o să văd eu cum îl fac. Și nu știu de ce o să mă mai apuc să fac. Cred că o să vreau în episoadele viitoare ce urmează, mai încolo un pic, nu chiar peste vreo 2-3 episoade, mai încolo, să facem, frate, și un lighthouse. Cu toții cred că știți ce e lighthouse-ul. Este chestia, e turnul ăla cu alb și cu roșu, care are lumină deasupra acolo. Asta aș vrea să fac în Minecraft, sincer. Pe lângă locul ăla unde sunt bărci. Nu știu, mi s-ar părea o construcție destul de faină de făcut. Cred că și asta e cea mai șmecheră serie pe care am făcut-o vreodată pe YouTube. Pentru că eu am mai avut un canal și am mai făcut mai multe serii de Minecraft și nu se compară. Bă, o serie de Minecraft de aia nu se compară cu asta, boss. Deci am muncit la seria asta de Minecraft, cred că foarte mult. Cred că am stat cel puțin în Minecraft activ pentru seria mea de Minecraft. Am stat cel puțin, cât să zic, aproape de 2 zile activ. Adică dacă stai să calculezi de la primul episod, de fapt nu de la primul episod, că dacă stai să ieși de la primul episod cât am stat în Minecraft, să o luăm de la episodul 5, de la revenire, că episodul 4 a fost acum 6 luni postat și episodul 5 a fost acum vreo săptămână postat. Ei, dacă stăm să o luăm așa logic, deci la episodul 5 m-am avocat, ăsta e episodul 12, bă, am stat cam activ 2 zile, cred. Nu cel puțin, cel mult 2 zile. Cred că și mai mult am stat pe Minecraft, dar totul este ok, băieți. O să... Trebuia să calculez, boss. Adică să-mi notez de fiecare dată ce am făcut pe Minecraft, adică cât am stat, cât așa, dar nu o să stau să-mi pun eu cronometru acum cât mă joc. Ok, văd că Max și-a cam dat seama cu ce să mă ajute pe aici. Frumos, mersi Max că mă ajut și o să mă ajute în continuare. Cred că, bă, de fapt,
maxi de ajuns. Adică dacă aș fi avut 2 sau 3 deja pe serie, cred că pe aici ar fi tot. Adică mina aia cred că e gata într-o zi dacă erau 3 sau 4, na, că dacă eu mă duc să-i ajut, suntem 4, terminăm într-o zi 100%, adică astăzi o terminăm 100%, cu max așa sau singur o să o terminăm în vreo 2-3 episoade, 2 cred episoade, cred că o să o terminăm și aia o să fie, băieți. Nu o să fie mult de lucru la ea, pentru că na, dacă n-am ce să fac, mă pun acolo și sap în continuu, știi? Și nu mai fac nimic altceva. Deci, e cam usiu, e cam. Ok, băieți, l-am pus aici pe Max la treabă foarte frumos, îi mulțumesc foarte mult și o să-i las un cadou, cred că la final. Ceva glowstone, nu știu ce o să-i las, fier, o să-i dau și fier dacă este nevoie, numai că nici eu nu am, o să, dacă o să mai sap pe aici off-camera și el nu o să fie, o să-i las și lui niște fier, așa frumos. Haide frate să ne ocupăm de stâlpii de iluminat, o să vă arăt o, cum îi zice, o mică parte din stâlpi, cam ce vreau să fac. Oh, m-am dus în Nether, bă, și am luat, am vrut să iau de astea glowstone și am luat glowstone. Mă, și unul era pe tavan, nu? Mai mult glowstone era foarte mult pe tavan. Bă, m-am dus să iau glowstone-ul ăla cu dirt, așa am construit, bă, trage un gaz de la mine, ghast, mă refer fantomă de din Nether care trage cu foc. Bă, a dat odată cu foc în mine, mi-a și ars și am și căzut de pe construcție. Și după aia m-am mai dus încă o dată, iar m-a ars și iar m-a dat jos de pe construcție și am rămas în două inimi, am fugit de acolo, că erau vreo doi. Erau și nu pigmeni. Îți dește mai noi așa, care te atacă, că pigmenii nu te atacă dacă nu-i ataci. Înțelegeți voi? Nu am nicio idee cum să fac, cum îi zice, stâlpi de iluminat. N-am nicio idee, nu m-am gândit, nu m-am uitat nicăieri pe YouTube. Hai să întâi să facem mai degrabă să facem drumul, pentru că dacă o să facem drumul o să ne fie mult mai ușor să facem pe lângă drum lămpi, felinarele astea. Hai să punem așa frumos, să facem și către astea. Către. N-am mai dat de mâncare la astea, nu le-am mai înmulțit. O să le mulțim noi. Și acum câteva episoade mă gândeam, bă, cred că ce repede o să termine seria asta. Nu o să mai am ce să fac pe serie, nu, o să fie foarte urât, știți voi? Și uite, frate, acum am capul plin de idei de făcut și cu lighthouse-ul, cu pontonul ăla, cu, cum zice, cu fântâna, cu ferma de iron, bă, trebuie să facem ferma de iron, deci trebuie să facem foarte multe chestii acum. Și mai ales dacă o să mai ziceți și voi în comentarii ce să mai facem, o să fac și după cererea voastră. Deci, da, o să fie foarte greu. Mă gândeam în mina aia mare să facem etaje, știți? Etajul 1 și cum ar veni să săpăm acolo să facem o mină mai mare, știți? La asta mă gândeam. Sau nu neapărat la să facem la stratul 15, că știu că la stratul 15 sunt diamante sau 15-16 pe acolo sunt diamante. Și să facem acolo mai multe etaje sau camere, știți voi, ca să minăm în mai multe, eu cu Max, deci numai eu cu Max, îmi pare rău, nu o să mai am pe nimeni pe seria asta. Vase, dacă te uiți, nu te supăra pe mine, dar m-am gândit așa frumos, bă, dacă suntem mai mulți, puterea crește și o să termin mult mai repede chestiile pe care vreau să le fac. Dacă sunt eu cu Max, o să se termine mai repede ceea ce vreau să fac, dar nu o să se termine la foarte repede, adică o să se termine foarte normal, ca și o serie normală, o să aibă o viteză foarte normală. Aici o să continui, o să pun eu după la, cum îi zice, o să mai fac eu după, dacă este că acolo știu că e un dâmb și nu știu cum o să construiesc până la mină. Dacă e pe tine Vasi, o să te iau și dacă vrei, o să-ți faci o casă sau chestii de astea pe aici, frumos, dar de ajutor n-am nevoie momentan decât pe Max, dacă este să fie Max, dacă nu mă supăr, adică dacă este să nu fie Max, o să fie Vasi sau altcineva, dar principalul o să fie Max, pentru că el m-a cam ajutat pe aici cu Minecraft-ul și pe el când am avut o întrebare, bă, prima persoană pe care am întrebat-o ceva de Minecraft, că opa, a ieșit de pe nu știu ce face. Poate o să-mi dea mesaj imediat ca să îmi spună ce să facă. Ce, de ce a ieșit? Poate s-a plictisit, bă. Da, de acum, ia că mi-a dat mesaj.
A zis că este și vine în 5-10 minute. Am înțeles. De acum, bă, băieți, nu o să-l mai la... Cred că o stau așa un pic mai mult cu el, dar după ce o să termin astea cu stâlpii de iluminat, nu o să-l mai las singur acolo, bă, poate se supără Max că stă singur și face. Uite ce a făcut treaba pe aici. A făcut ceva singur, că mi se pare că are târnăcop de piatră, deci cu târnăcop de piatră să face aia, e destul de mult. Ce vreau să mai zic eu? A, ziceam de Max. Bă, deci prima întrebare, era primul om, întrebam așa, cum? Pentru că el s-a mai jucat Minecraft mai nou, eu ultima dată când am jucat Minecraft foarte serios, așa, fans, a fost acum vreo 4 ani, ceva de gen, 4-5 ani, când am jucat Minecraft și știam tot despre Minecraft în momentul ăla. Eu ne mai jucându-mă Minecraft și m-am jucat multe alte jocuri diferite, la diferite rău de tot de Minecraft, gen Call of Duty sau ce m-am mai jucat eu. E foarte diferit și am uitat totul. Când am intrat în Minecraft, am zis, bă, ăsta e Minecraft. Și l-am întrebat pe el, bă, dar cum, ce sunt ăștia, ce fac ăștia, ce sunt ăștia? El a fost prima persoană, n-am căutat pe YouTube, el a fost prima persoană. După aia mai căutam eu pe YouTube să văd dacă zice bine, bă, și zicea bine. Și acum îl întreb despre Minecraft, adică nu la fel de mult, pentru că mi-am cam dat și o seama așa de cum să mă joc Minecraft sau ce lucrurile noi de pe Minecraft mi-am cam dat seama de ele. Și nu știu, momentan am nevoie de el, nu știu. De exemplu, la villagerii ăștia m-am mai așteptat pe mine astăzi. Cred că o să mai facem aici un etaj, adică 3 blocuri de astea. Așa. M-a ajutat asta și cu villageri, că l-am întrebat cum se mulțesc, m-a ajutat și cu mina. Deci, mi se pare foarte de treabă, Max. Și aveți canalul lui în descriere, boss. Aveți canalul și prietenului meu, Vasi, în descriere. Așa, frate, că vreau să ajut YouTuberii. Nu neapărat că vreau să-i ajut, dar bă, dacă ei mă ajută pe mine, eu de ce să ne ajut pe ei? Momentan, Vasi nu m-a ajutat cu nimic, dar măcar este activ la clipuri. Îmi place foarte mult acest lucru. Pentru că ei, momentan, acum din nou, iar mi-au crescut vizionările și mi-au crescut din nou abonații. Aveam 101, 100, aveam 100 de abonați. Când am început iar să postez Minecraft, am avut 104 și acum, după episodul de ieri, am făcut 105. Bă, deci, creștem, bă, creștem, îmi place, creștem încet, dar creștem frumos, boss, creștem frumos, cu episoade zilnic, deci până acum doar un singur episod din astea noi l-am postat peste a doua zi, dar acum am început din nou să postez zilnic și bucurați-vă, boss, cât postez zilnic sau uitați-vă cât postez zilnic, pentru că nu știu cât de mult o să mai fac eu acest lucru. Nu știu cât o să mai postez eu zilnic. Că deja, nu neapărat că m-am plictisit de Minecraft, dar nu știu, m-am săturat să văd iar numai Minecraft, numai Minecraft, numai Minecraft și vreau să mai văd și alte jocuri. Mai ales când rămân fără idei, urăsc să joc Minecraft. Asta l-am ajutat foarte mult pe Vasi, pe prietenul meu și nu știu, parcă m-am plictisit așa un pic de Minecraft. Mi s-a dus cheful ăla blană, dar o să-mi revină. Sau uite, că până acum fac videoclipul și mi-a revenit. Am pus greșit alea. Bă, cam așa vreau să arate astea. Stați așa să-l fac și pe ăsta. Și o să fac eu off-camera acum și o să vedeți voi la final ce iese. Deci, cam așa vreau să arate el. Cum îi zice, stâlpeștea. Și o să facem acum tot și o să vedeți voi la final care este rezultatul, exact cum o să arate tot pe aici, frumos. O să punem cam prin toate locurile ca să nu se mai spawneze atât de mulți mobi, să memoare villagerii sau să memoare, nu știu, să vină creeperi mulți, că urăsc creeperii, frate, urăsc cel mai tare, cred că urăsc creeperi, pentru că, bă, dacă bubuie aici unul, mi-a stricat tot. Și este foarte enervant acest lucru. Și trebuie să iau și din pădure lemn. Ok, băieți, cam acesta este rezultatul final. Am pus cam în toate părțile stâlpi de ăștia. Eu zic să vă placă. Eu zic că e destul de ok. Adică sper să vă placă și vouă ce am făcut aici cu stâlpi pe ăștia. Am făcut stâlpi și aproape de pontonul ăla de bărci. De cum îi zice. Nu-mi vine acum în minte numele. Am făcut aici foarte aproape să fie luminos pentru că nu cred că o să dorm mereu. Vreau să mai joc și așa un pic de Minecraft pe noapte și ca să joc Minecraft pe noapte, știți, pe
să fie mai întuneric, ar trebui să nu am mulți mob și cu multă lumină nu o să mai fie aproape niciun mob, deci o să ne putem distra și pe aici fără pe noapte. Max a revenit, s-a dus acolo frumos la mine, încă minează, îi mulțumesc foarte mult că m-a ajutat aici, foarte frumos, o să-l vedeți. O să-i dăm un cadou, cum v-am zis la începutul episodului, am zis Glowstone, dar de fapt o să-i dăm, de fapt Glowstone se numește, nu? Cred că da, așa se numește. Mă gândeam că se numește praful ăla, galben Glowstone. Ia uitați-l ce muncește la acolo, uite, o să-i las aici asta, și o să-i mai las și fier, sau uite bă ce a luat, ce a făcut aici. Oricum, vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne revedem în episodul viitor, dacă este, cred că să-l fac mâine. Cam asta este tot în acest episod. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, sper să mi-apreciați videoclipurile în continuare la fel cum le-ați apreciat până acum. Eu am fost Denis și ne vedem data viitoare, pa, pa!